Filiala PNL Sector 1, condusă de Sebastian Burduja, ministru al digitalizării, a făcut public raportul Curții de Conturi al Primăriei Sectorului 1, condusă de edilul USR, Clotil Armand. Potrivit liberalilor, doar în 2021 au fost constatate abateri de la legalitate, ce însumează aproape 50 de milioane de lei în achizițiile și plățile derulate de Primăria Sectorului 1. Reprezentanții PNL Sector 1 susțin că de peste o lună edilul Clotil Darmo ascunde raportul Curții de Conturi pentru că spune negru pe alb că a încălcat legea în mod flagrant și constant prin încheierea mai multor contracte privind serviciile de salubritate și cele de pază. Potrivit raportului, primăria sectorului 1 a cheltuit pentru serviciile de pază în unitățile de învățământ, unitățile sanitare, dar și în piețele agroalimentare, peste 12 milioane de lei fără să fie respectate procedurile legale. De asemenea, în document sunt precizate și întârzierile la plata burselor elevilor în învățământul preuniversitar, chiar dacă fondurile alocate existau. Tot în raport sunt prezentate și achizițiile de servicii juridice de consultanță și de asistență înainte ca membrii Consiliului Local Sector 1 să-și dea aprobarea. Documentul mai prezintă și efectuarea plăților duble unor operatori de salubritate care aveau aceeași activitate cu cea unui contract aflat în derulare. În urma controlului amănunțit, primăria sectorului 1 a fost amendată de Curtea de Conturi a României cu suma de 30.000 de lei. Acestea sunt concluziile unui raport pe care Armand l-a vrut ascuns cu orice preț. Mai arată comunicatul de presă al organizației liberale. De asemenea, liberalii de la PNL sector 1 anunță că vor solicita un audit extern extins. În urma acestor acuzații, Clotilde Armon spune că PNL escaladează politic un non-subiect pentru a distrage atenția de la criza energetică la sectorul 1. Liberalii au respins în mod repetat programul termoficare de la soare, de la scandalul banilor dați de la subvenția de stat către televiziuni și site-uri de casă și de la împrumutul de 300 de milioane de euro acordat firmei BlueR. Armon mai transmite că nu există presupuse ilegalități așa cum fals sunt prezentate în mass media și nu există niciun prejudiciu. Curtea de conturi a dispus mai multe măsuri și a făcut recomandări care urmează să fie duse la îndeplinire de primăria sectorului 1, se mai arată în comunicat.